Hudinașilor, bine v-am găsit la Sprunky, jocul care pare normal la prima vedere, dar o să vedeți că este un joc înfricoșător. Și ia, îl pun pe asta, ia, cântă ceva roșu, da bă, ia, începe, hopa, pun portocaliu aici, yo, să nu uitați de subscribe-ul ăla, like-ul acolo, clopoțelul, toate nebuniile, oh my god, ia vezi, bă. Ce bine sună deja, hopa, hopa, ăsta nu e joc de copii, frate, o să vedeți imediat că se schimbă totul, deci pare super, super amuzant, ia, îl pun și pe verde aici, și, opa, începe melodia, începe, ia vezi, sună bine, ia să pun turcoazul, să vedem cum bagă turcoazul. Opa! Bă, ce piesă nebună face Hudinașul, ia, îl pun și pe verdele ăsta, pe lime. Ăsta deja începe să arate dubios. Uite-te cum mi se fac ochii. Oh my god, frate. Băi, deci e prea tare. DJ Hudinașul, ia vezi. Opa, hopa. Dă-i și... Aia zic. Yo, îl punem și pe domnul Maro cu găleata în cap. Bine. Și aveți, îl lăsăm acum doar pe domnul cu găleata în cap. Hopa. Le dăm la ăștia mod, ia să vedem. Ce bine sună, da. Dă-i. Și... Ok. Lasă să meargă. Boom. Bine, mă, DJ Hudinașu. Mamă, ce bine sună. Bă, am făcut o piesă destul de interesantă. Și acum, hai să mă duc la faza 2, da? Pentru că asta este faza 1 și... Dacă scot personajul de pe mijloc și pot basca asta, se schimbă totul. Totul devine creepy, frate. Unde e jocul de dinainte? Ce mă, totul s-a schimbat efectiv. Și ia să vedem, dacă punem personajele, începem cu soarele, ia. Uite-te și tu cum arată soarele. Bă! Mamă, cât de creepy! Yo, ia să iau și iepurele. Adică, nu știu dacă e iepure, par două urechi de iepure. Punem rozul aici. Doamne, ce creepy e! Deci e înfricoșător rău de tot. Ok, ia televizorul, nu l-am pus înainte. Ce mă, nu e safe, nu te poți ascunde, fugi. Ceva nu este în regulă. Sunt morți, nu sunt reali. Și ochiul. Deci te poți ascunde, nu e safe. Fugi. Stai să văd dacă am ratat ceva. Ceva este în regulă. Ei sunt toți morți. Nu sunt reali. Bă, ce creepy, bă. Ok, cred că o să scot mesajul ăsta. Ia să-l pun pe galben aici. Cum arată galbenul. Ia și copacul. Avem aici semnul cu missing. Deci cineva a fost răpit sau nu știu, e o persoană dată dispărută. Pare a fi o fată. Ia, îl pun și pe ăsta cu căciula. Mamă, băi, deci îmi place cum sună piesa asta, de e așa creepy rău. Ia, și îl pun pe ăsta aici. Cum arată și ăsta? Ce piesă am făcut, frate. Mamă. Ia, pe ăsta trebuie să-l scot de aici.
că o să am nevoie de el după aceea. Să trecem în faza 3. Și ia să vedem, îl punem pe Găleata în cap. Bă, unde e Găleata? Stai puțin, e mușcat. E mușcat de căpățână. OMG, cum arată. Ia să scap de copac. Îl pun pe ăsta acum. Yo, ăsta are coastele afară și inima e. Ce mă? Doamne. Deci bate inima și practic scoate sunetul ăsta. E sunetul de inimă. Doamne, bă, cum e orange-ul. Ok, și acum ce trebuie să fac? Trebuie să-l scot pe ăsta. Să mă duc să iau ochiul gen. Să-l pun aici pe mijloc. Și am intrat în faza 3. Totul s-a schimbat. Deci devine și mai înfricoșător decât era înaintea. Oh, nu, cum arată, bă. I se bat ochii. Ochii sunt toba gen. Sau basul. Ia, uite soarele. Bă, cum arată soarele. Oh, no, frate. Uite copacul. Ok. Mama mia, deci totul a devenit și mai creepy. Ia să-l pun pe ăsta. Yo, cum face? Doamne, de jocul ăsta? E clar că nu e pentru copii. Pe ăla l-am pus, ia pe ăsta. Mă, cum e galbenul. Deci devine din ce în ce mai rău și mai disturbing. Ia să-l pun și pe ăsta aici. What? Cum îi face gura, băi? Deci e prea, prea disturbing, sincer. Oh my god, bro. Jocul ăsta, nu știu, mi se pare super, super înfricoșător. Uite și tu cât de disturbing e. Ia, avem vreun mesaj, oare? Ia să-l scot pe ăsta. Să vedem dacă există vreun mesaj nou. Că sunt curios. Salutare. Ai vrea să te distrezi? Fugi, cică! Bă, e foarte, foarte gliciuit. Ia, fugi, fugi! Bă! Deci sunt o grămadă de mesaje în care ne zice că trebuie să fugim. Însă, nu se termină aici. Nu se termină aici pentru că dacă o să pun acum pălăria aici, o să trecem la faza 4. Bă, dar stai, care-i faza? Care-i treaba cu faza asta? Nu înțeleg cu faza 4, că nu se vede absolut nimic. Deci nu văd nimic, bro, aici. Dar, ia, dacă-l iau și-l pun. Ok, ok, ok. Ăsta are un cuțit în cap. Ce, mă? Ăsta e copacul. Seamănă cu cel din faza 3, parcă. Ia să vedem altceva. Ok, parcă e mai întunecată faza asta. Ia să-l pun pe ăsta aici. Îl scot pe ăsta. Oh, cum îi ies ochii, bă! La portocaliu. Ăsta seamănă cu cel din faza 3, parcă. Ia să-l pun pe ăsta, ia să vedem. Da, nu știu ce să zic. Bă, caracterele astea devin tot mai disturbing. Și uite, pisoiul ăsta e speriat, gen ăsta e griu ăsta sau ce culoare e.
Bă, da, nu știu ce să zic. Hai să trecem la următoarea fază. Ia, iau pălăria și o pun aici, o agăț în cui. Să trecem la următoarea fază. Nu știu de ce, dar de la faza 4 am sărit la faza 9, ceea ce este insane, da? Deci asta ce că e faza 9 și arată totul foarte, foarte ciudat, dar, ok, are căpățâna pusă pe o suliță și nici măcar nu e căpățâna întreagă, ce mă? Și uite cum e albastru! Ce s-a întâmplat cu albastru, bro? Acum sunetele sunt destul de dark. Oh, nu, bro, ăsta era galbenul, bă. Oh, nu, frate. Ia să pun și TV-ul să vedem. Bă! Și TV-ul e de jumătate numai. Deci nu cred că mai funcționează. Scoate doar sunete de astea. Oh, se gliciuiește. Bă! Și pe ăsta scrie 666? Ăsta e rozul, frate. Doamne, cât de creepy e. Ok. Ia. Ăsta e copacul. Cum arată și copacul, frate. Ia să punem altceva în loc de copac, ăsta ia. Bă! Să-mi scrieți ce caracter vi se pare vouă mai înfricoșător. Ia stai să văd, să-l pun și pe ăsta la alt. Oh, nu! Oh, nu! Mamă, cum e piesa asta, deci e dark rău, rău de tot. Voiam să mai văd un caracter, ia stai, să-l iau pe ăsta și să-l pun pe ăsta. Oh, ce sunet scoate verdele, bă! Doamne! Ok, deci asta este faza nouă. Și vreau să văd dacă pot să ajung și la faza 10, ia. O să mă duc. O să iau basca asta și o pun aici. Oh, ce se întâmplă acolo? Fulgeră și plouă, băi. Faza asta parcă seamănă cu faza 4 puțin, dar e diferită în același timp. Ia stai. E același caracter? Arată la fel ca în faza 4. Ia stai puțin. Da, arată la fel caracterele. Doar că sună alt fel, cred. Parcă ăsta nu era așa. Sau era așa, nici nu mai știu. Ok, ăsta era la fel, da. Stai să vedem niște caractere noi. Ăsta nu mă interesează. Ok. Ăsta e creepy rău, iară. Cum face? Băi, deci avem efectele astea ciudate rău de tot în faza asta. Faza 10, bro. Hai să-l pun și pe ăsta cu basca acum. Ha? Ok, încă n-am făcut sunetul, adică piesa bine, cred, de asta nu mă lasă. Sau poate nu mai există o altă fază, ia. L-am pus și pe galben aici. Dar parcă nu e chiar așa creepy cu asta. Ia să vedem soarele. Cum arată soarele. Așa e mai creepy, bro. TV-ul vreau să văd. What? Cum face TV-ul? De ce are purici? Oare îmi dă și ceva pe TV sau doar purici? Mamă, sunetul ăsta e disturbing rău de tot. Bă, și efectele cum sunt. Deci, udinașilor, aceasta este faza numărul 10.
Cam acesta a fost episodul cu Sprunky. Sper că v-a înspăimântat, pentru că pe mine m-a înspăimântat. Adică sunt o grămadă de caractere creepy. Efectiv îmi distrug urechile, caracterele astea acum cu muzica asta disturbing. Să nu uitați să rupeți butonul de like, să apăsați și pe subscribe și pe clopoțel ca să primiți toate notificările. Iar noi ne reauzim ca de fiecare dată pe următoarele episoade. Și să-mi scrieți în comentarii ce părere aveți voi de Sprunky, pa, pa!